Deci am făcut tot posibilul, am vrut, într-adevăr, nu sunt vorbe în vânt, am vrut să aducem o echipă de Liga 1, doar că nu a fost bun momentul. Am mai încercat, chiar și aseară, domnul Rosa, am încercat cu Bacău, pentru că, după cum știți, și ei au etapă întrerupă, ne gândeam măcar să fie un amical, și aici tot, din motivele lor, nu au motivele doar de cunoscute, am zis că o lăsăm așa, mai două, trei etape, ne întâlnim din nou cu ei. Și am zis că nu e prea bine. Astea au fost datele probleme, nu-i că nu am vrut sau că am vrut să dezinformăm opinia publică sau chiar nu ne dorim. Am promisiuni că cu proxima ocazie din toate cluburile care au luat legături acum, una dintre ele sigur o va duce la Suceava. Nu știu dacă, știu că iubitorii fotbalului suceveanu își doresc acest lucru și sunt sigur că o să reușim să aducem o echipă de Liga 1. Doar că dacă eram și noi mai anunțați mai din timp, nu cu 3 zile, 4 zile, că nu facem deplasarea la Constanța, sunt sigur că aveam un meci pe arenă.